Sfânta Scriptură cuprinde foarte multe întrebări care par ciudate la un moment dat și foarte multe chestiuni paradoxale. Întrebarea, ați primit Duhul Sfânt, este o întrebare care te trece prin fulgere. Nu știu dacă vi se pare așa ceva, însă când îmi este adresată această întrebare, deja ceva mă înfioară, mă străfulgeră, mă așează față în față cu realitatea. Vedeți că noi, de regulă, în fața unor astfel de întrebări, încercăm să dăm colțul. Ăsta e adevărul. Să ne cam eschivăm. Să venim cu contra-întrebări, să venim cu nu știu ce fel de explicații care nu țin de răspunsul da ori ba. Și nu este singura întrebare de genul acesta. Sunteți sfinți? Sunteți mântuiți? Aceeași categorie de întrebări. Ce să vă spun? Mi-am propus să continui pe linia aleasă de fratele Gabi, deși nu mai am timp, dar în câteva minute așa, cel puțin, pentru că este o ocazie mai specială, nu ne întâlnim mereu cu ea. Și mi-aș intitula meditația pe care vă propun curat murdar. Nu e luată din Caragiale, deși o găsiți acolo. Chiar pe bune, curat murdar. Nu vi se pare un paradox? Poate exista așa ceva? Păi, în primă fază, cele două par antagonice. Păi ori curat, ori murdar. Dar poate exista curat murdar? Eu mi-amintesc de personajul acesta, Hilar, din piesa lui Caragiale, care, ca să intre în grația șefului, întotdeauna l-a aprobat. Până într-o zi, a ajuns să o spună și pe asta. Curat murdar, pane fănic. Arivist. Curat arivist. Nenorocit. Curat nenorocit. Murdar. Curat murdar, pane fănic. Uite așa. Și s-a ajuns aici și punem punct. Curat murdar. Poate exista așa ceva, deși pare un paradox. Deși, în mod normal, avem tendința să dăm din cap că nu. Nu poate exista așa ceva. Murdarul e murdar și curatul e curat. În mod normal așa este. Eu însă vă propun ceva. Priviți la mine, ce vedeți? Lăsați înălțimea fizică, lăsați, eu știu, firele albe, ridurile care au apărut, lăsați, mai știu eu, ce altceva, nu mă refer la asta. Știți ce vedeți? Un curat murdar. Mă credeți? Vă demonstrez. Ăsta e adevărul. Și eu m-am dat pe mine ca dovadă că, în mod normal, fiecare privind la sine însuși, ce credeți că trebuie să găsească până la urmă? Ce credeți? Sunteți curați? Vă felicit. Dar e un fel de a pune întrebare. Ați primit Duhul Sfânt? Sunteți sfinți? Sunteți desăvârșiți? Sunteți mântuiți? Iar dumneavoastră vă cam sfiți să-mi dați un răspuns negru pe alb. Da, orba. În momentul de față, sincer fiind, în lumina Cuvântului lui Hristos, fiecare privind la sine însuși trebuie să vadă un curat murdar. Curatul vine de la Hristos, pentru că doar El poate să spele, prin sângele Lui, iar murdarul de unde credeți că vine? De la firea păcătoasă, de la mine. Da? Bun. La botez ce s-a întâmplat? M-a spălat Hristos de păcatele mele? Da sau nu? Da. Da. Mulțumesc pentru răspuns. Așa este. Și cum arăta raportul vieții mele după ce am ieșit din apa botezului? Nevinovat. Nu e așa că raportul arăta așa? Alb. Alb? Și de atunci încoace nu e așa că a rămas așa? Așa a rămas? Păi și atunci îmi dați dreptate că avem de-a face cu un curat murdar? Da, orba. Păi dacă de la botez încoace raportul vieții tale n-a rămas așa, înseamnă că avem de-a face cu un curat murdar. Și vreau să vă arăt niște argumente care demonstrează că dacă veți gândi așa, veți gândi bine. Să nu-ți fie rușine să spui lucrurilor pe nume în ce te privește și să recunoști în fața lui Dumnezeu că
ai probleme. Deși jertfa lui Hristos îți acordă statutul de sfânt, deși jertfa lui Hristos îți acordă statutul de desăvârșit, de neprihănit, tu totuși, la ora de față, cum arăți? Nu cumva este un fel de stare duplicitară? Nu, Dumnezeu nu-și dorește stare duplicitară. Și aș fi spus, nu puteți sluji la doi stăpâni. Trebuie să vă decideți. Dacă v-ați decis însă pentru Hristos, înseamnă că v-ați ales deja stăpânul. Nu mai e păcatul stăpân. Zice apare. Păi dacă l-ați ales pe Hristos stăpân în viața noastră, în viața voastră, nu mai stăpânește păcatul, ci stăpânește Hristos. Asta nu înseamnă că voi sunteți neapărat sfinți, dar stăpânul se știe, e El. Iar stăpânul acesta este un stăpân rău sau aspru sau un stăpân bun și cum se cade, cu alte cuvinte, care vrea binele robilor săi. Și dacă stăpânul acesta vrea bine robilor săi, nu cumva îl putem asemăna pe acest stăpân cu sutașul care merge la Hristos și roagă, Doamne, te rog pentru robul meu, fă-l sănătos? Robul era bolnav, era păcătos, dar avea să se facă bine. De ce? Cineva mijlocea pentru el. Nu este Hristos mijlocitorul nostru? Da, suntem murdari. Așa o fi. Dar prin Hristos cum vom fi? Curați. Deocamdată și diavolul este de acord cu statutul pe care îl purtăm. Suntem niște curați murdari. Dar atenție la ce vă spun din Scriptură. Înainte de asta fac o precizare. Noi nu putem gândi cum gândește Dumnezeu. Asta să fie foarte clar în mintea noastră, pentru că chiar Scriptura spune așa. Isaia 55, 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. De asta nu prea putem noi să înțelegem principiul curat murdar. Cum adică? Cum? Ori așa, ori așa? Iată, vă dau un exemplu. În Sfânta Scriptură avem descris portretul moral al lui Iov. Unde? La începutul cărții lui Iov. Aici descoperim așa. Cum îl vede Scriptura pe Iov? Cum îl vede Dumnezeu pe Iov? Și cum se vede Iov pe sine însuși? O să descoperiți un prim paradox în ceea ce vroiam să subliniez. Atenție! Cum îl definește Scriptura? Iov 1 cu 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iată prezentarea Scripturii. Cum îl vede Dumnezeu? Iov 1 cu 8. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Sunteți interesați să vedeți cum se vede Iov pe sine? Și iată, Iov despre sine, capitolul 42, cu 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Acum, întrebarea care vine este următoarea. Care este adevărul? Iov era un om neprihănit sau era un om păcătos? Dacă Dumnezeu îl consideră neprihănit, de ce acest om se consideră păcătos? Iar dacă într-adevăr era păcătos, atunci de ce Dumnezeu vorbește așa despre el? Nu e nimeni ca el pe pământ. Care este adevărul? Logica omenească așează în fața minții noastre aceste întrebări. Este o dilemă tulburătoare, trebuie să recunoaștem. Acum, ce se întâmplă? Fie Dumnezeu este părtinitor, fie este nedrept, fie Iov este fățarnic. Care este adevărul? Nu, stați liniștiți, Biblia nu greșește. Suntem în fața unui paradox al vieții de credință care, pe scurt, poate fi redat așa. Neprihănit și totuși păcătos. Și acum vă dau un alt exemplu. Viața Apostolului Pavel. Aceasta ne aduce în atenție un paradox asemănător. Iată două afirmații contradictorii
pe care le face Pavel în epistolele sale. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Imediat, la două versete, Filipeni 3:15, el spune, gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Care era adevărul în cazul lui Pavel? Era desăvârșit sau nu era? Deocamdată spune, n-am ajuns desăvârșit, iar imediat la două versete, zice, toți care suntem desăvârșiți. Nu, dacă la o citire superficială a Bibliei, nu vezi toate astea. Însă, dacă ești atent, descoperi aceste paradoxuri. Și totul se reduce la o definiție. Desăvârșit și totuși nedesăvârșit. Care a fost primul? Neprigănit și totuși păcătos. Nu-l uitați. Desăvârșit și totuși nedesăvârșit. Și vă dau un al treilea și ultim exemplu. Iisus și ucenicii în camera de sus. Al treilea paradox. La un moment dat, Mântuitorul le spune ucenicilor săi. Voi sunteți curați, dar nu toți. La doar câteva ore după această declarație, toți ucenicii se leapădă de Domnul, l-au lăsat și au fugit. În mod deosebit, Petru se remarcă prin trădarea sa. Se pune întrebarea, erau într-adevăr curați ucenicii? Dacă da, păi atunci de ce l-au părăsit pe Domnul lor în momentele de criză? Atunci când avea mai mare nevoie de ei. În momentul în care spune, voi sunteți curați, dar nu toți, să fi făcut aluzie la Iuda, că unul dintre ei, dar ceilalți erau curați. Iar definiția se reduce la ceea ce am început. Curat și totuși murdar. Deci avem trei situații. Neprigănit și totuși păcătos. Desăvârșit și totuși nedesăvârșit. Curat și totuși murdar. Păi cum înțelegem treaba asta? Ce reușim să scoatem din aceste afirmații? Sunt ele niște contradicții ale Bibliei? Acestea alimentând scepticismul unora care abia așteaptă să găsească așa câte ceva prin Sfânta Scriptură, să scoată ochii altora formă. Nu vezi, mă, ce spune aici și nu vezi că se contrazice Scriptura? Nu. No. Problema nu e așa. Ați auzit de simul justi et peccatores? Celebra expresie vine de la Martin Luther. Ea funcționează, deci, din vremea Reformei. La ce concluzie a ajuns Martin Luther? Păi, simul just est peccatores înseamnă neprigănit și totuși păcătos. Răspunsul este unul destul de clar și nu trebuie să rămânem în dilemă. Se impune o precizare. La cine se referă paradoxul enunțat până acum? La oamenii nepocăiți și străini de Dumnezeu? Sau la aceia care, deși sunt plini de defecte, s-au întors cu întreaga lor ființă către Domnul și Răscumpărătorul lor? Deja vă rog să încercați să răspundeți la această întrebare. La cine se referă paradoxul respectiv? Păi cine era Iov? Era adventist sau nu? Păi cine era Pavel? Era adventist sau nu? Cine erau ucenicii Domnului Iisus? Erau adventist sau nu? Deci cui se adresează paradoxul respectiv? Unor oameni? Cunoscători. Avizați. Noi ce suntem? Suntem străini? Sau suntem ucenicii lui Hristos? Și atunci, ce să înțelegem de aici? Ni se adresează nou, în mod direct, credincioșilor. Poți să fii, să te afli în situația aceasta de neprigănit și totuși păcătos, desăvârșit și totuși nedesăvârșit, curat și totuși murdar. Priviți, haideți să fim sinceri înaintea Domnului, fiecare în ograda Lui, și să-și dea seama de realitate. Cum suntem? A, pare că suntem curați, păi asta e poza. E ce se vede la suprafață. De cele mai multe ori arătăm bine, ne pieptănăm, ne aranjăm cravata, avem grijă să nu murdărim tămașa și să arate costumul impecabil, ieșim sau nu ieșim bine în poză? Mai ales dacă mai suntem și fotogenici, ce să spun? Merităm
așezați în revistele acelea album, alături de mari actori și nu știu ce, nu? Da? Dar când spunem, ne referim la asta, ne referim la exterior, ce facem cu interiorul? Iată câteva citate din scrierile reformatorilor, ca să înțelegeți că ce susțin nu este o idee a mea. Ce spunea Martin Luther în opere timpurii? Nimeni nu poate tăgădui că păcatul este încă prezent în toți oamenii botezați și sfinți de pe pământ și că ei trebuie să lupte împotriva lui. Păcatul rămâne și după botez. Toate păcatele sunt spălate, dar rămâne totuși ceva care trebuie spălat. Orice faptă bună a sfinților în vreme ce sunt peregrini în această lume este păcat. Sfinții sunt neprihăniți și totuși murdari în același timp. Are dreptate sau nu? John Wesley. Într-adevăr, Hristos nu poate domni acolo unde domnește păcatul și El nici nu va locui acolo unde păcatul este îngăduit. Dar El se află acolo și locuiește în inima fiecărui credincios care luptă contra tuturor păcatelor, deși El nu este încă curățit potrivit cu curățirea sanctuarului. Acest adevăr, exprimat de marii reformatori ai creștinismului, poate fi regăsit și în scrierile de mai târziu,